Știi ce, Leala, nu mă așteptam la asta din partea ta. Ce, Diana? Tu mi-ai lăsat prima bilețelul ăsta. Fetelor, calmați-vă, nu vă mai certați. Leala, calmează-te, de ce aveți nevoie de mascota echipei? Aveți iubiți deja. Leala, crezi că e ok să-mi lași un bilețel? Diana, stai departe de mascotă, îl plac mai mult decât tine. Ar trebui să rămâi cu smiley al tău și da, e de la Leala. Diana, tu nu mi-ai scris și același bilețel? Leala, calmează-te. Lasă-mă, Nastia. Leala, nu uita că mascota mă place mai mult decât pe tine. Ar trebui să ieși cu Max, e clar de la Diana. Bine, nu știu ce să fac. Se pare că eu și Leala ne certăm din cauza mascotei, dar nici nu știam că avem probleme. Nu am știut. Bine, Diana, ascultă, îl iubești pe Smiley? Îl iubesc! Și mascota? El e doar mascota noastră. Ok, fetelor, calmați-vă. Leala, spunem sincer, te-ai îndrăgostit de mascotă? Îl iubesc pe Max. Și ce sentimente ai pentru mascotă? Doar îmi place de el, Nastia, doar îmi place de el. Fetelor, vi se pare ok? Nu mai țipați! Uitați-vă, toată școala se uită la noi cum țipăm și la poartă, nu vi-e rușine? Fetelor, să mergem la școală! Să ne grăbim! Fetelor, ce s-a întâmplat? De ce țipați? Bine, Leala, am înțeles! Băieți, n-aveți voie să știți! Diana și eu am înțeles! O, ce-i asta? Majoretele se ceartă! Sunteți prieteni buni! Ce s-a întâmplat? Știi ce, Smiley? Am găsit un bilețel de la Leala în geanta mea. Cum ți se pare? E geloasă pe mascotă. Smiley, nu asculta. Știi ce mi-a scris mie? Leala, nu uita că mascota mă place mai mult decât pe tine. Ar trebui să ieși cu Max. Da. Știam asta. Flirtez cu mascota. Smiley, ești normal măcar. N-a flirtat nimeni cu mascota. Eu n-am scris biletul ăsta. Ce zice acolo? Diana, al cui e scrisul ăsta? Al Dianei. Leala, al cui e scrisul ăsta? Al Lealei. Stați, fetelor, despre ce vorbiți? V-ați scris bilețele reciproc, dar la final aflăm că amândouă ați primit bilețele. Ziua de azi este un dezastru total. Puteți să nu mai țipați, majoretelor. Nu mai țipăm, rataților. Patrick, uite ce nervoase sunt majoretele în ultima vreme. Au probleme cu niște bilețele. Dai, Costea, Dan are probleme. Merg să văd care-i faza. Dima, poți să te aud? Nu pleci nicăieri? Continuă să joci fotbal? Fetelor, uitați-vă cum se ceartă. Asta vreau să obținem. Ador să văd cum se ceartă. M-am săturat. Dima, mă bucur că ești cu păr verde. Nu te lasă să umbli după Diana. Ascultă, Costea, mi-aș dori să-ți găsești și tu o fată ca păr verde. De fapt, poți să fii cu ea. Nu, te iubește pe tine, nu pe mine. Ai spus să ne dai câte o limonadă rece, te rog. Da, sigur. Să ne stăpânim nervii. Nastia, ascultă, care e problema cu majoretele? Situația e cam așa, se ceartă din cauza mascotei. Yes! Rog, ați conspirat împotriva majoretelor? Perverde, nu trebuie să știi asta. Vă rog, spuneți-mi, vă rog, ziceți-mi, vă rog. Perverde, poartă-te ca un adult, nu ca o fetiță. De fapt, nu sunt mica, am prieten. Dima, unde e iubitul meu? Perverde, du-te la cafenea, o să-ți plătesc plăcinta. Dar sunt plină. Dima, atunci plătește limonada. Nu vreau limonadă, vreau să mă uit cum joci fotbal. Dima, când vom merge la film? Costea, ajută-mă. Fetelor, totul merge conform planului. Ați văzut cum se certau? Am reușit în sfârșit. Dar noi suntem frugs. Ok, fetelor, nu înțeleg. O să stăm la mese diferite de acum. Cum adică, fetelor? Asta e masa noastră. Nu-mi pasă. Nu o să stau la aceeași masă cu ea. Fetelor, asta e tot? Fetelor, când vă certați... Nu ne place deloc. Fetelor, nu vă mai certați, vă voi aduce niște limonadă rece și nu aveți voie să vă certați în cafeneaua școlii. Diana, trebuie să vă împăcați. Iana, vreau să mă împac cu Leala, dar mai întâi vreau să știu de ce a pus bilețelul în geanta mea. Leala, aruncă biletul ăla, împăcați-vă, împăcați-vă. Nastia, cum adică să ne împăcăm? Mai întâi să recunoască, ea l-a scris. Leala, nu eu am scris biletul. Gata, fetelor, nu vă mai certați. Diana, tu ai scris biletul pentru Leala? Smiley, nu m-ai auzit? Am zis că n-am scris eu biletul ăla. Nu știu de unde a apărut, n-am idee. Oh, e un caz complicat. Leala, tu ai scris biletul pentru Diana? Max, nu l-am scris eu, dar ea mi-a scris mie, e scrisul ei. Ok, fetelor, opriți-vă, cred că cineva a scris bilețelele. Și scrisul? Da, fetelor, cineva a imitat scrisul. Dar Nastia, așa de bine? Fetelor, poate cineva a făcut asta ca să vă certați. De exemplu, ratatele. Nu, de exemplu, frogs. Ice, unde-i limonada? Vreau să beau. O aduc. Cu gheață? Nu, e doar rece. Vreau să fie cu gheață. Bine, acum. Ascultă, Leala, nu striga la iubitul meu, nu ți-a dat el biletul.
Ascultă, Diana Lealea, dacă cineva a vrut să însceneze asta... Serios, Diana, să ne însceneze și să ne copieze scrisul? Lealea, calmează-te, și Diana are un bilețel cu scrisul tău. Așa e, Lealea, sunt sigură că cineva a făcut asta intenționat. Știi, Diana, mie poți să-mi imiți scrisul, dar al tău e imposibil de copiat. Deci nu mai căuta scuze, bilețelul a fost clar scris de tine. M-am săturat, fetelor. Voi merge să chem mascota și să o întreb cine a flirtat cu el. Mascota? Nu băga mascota în asta! Băieți, vedeți cum protejează mascota? Poate Amele flirtează cu el! Diana, Lealea. Doar ne place de el! Unu, doi, trei! Unu, doi, trei! Unu, doi, trei! Oh, mascota banii! Te antrenezi? Unu, doi, trei! Rox, nu vreau să vorbesc cu voi! Unu, doi, trei! Oh, uitați-vă, e așa moale, alb și pufos. Totuși e rău. Din cauza ta, majoritele banii se ceartă. De ce mai ești mascota lor? Hai să fii mascota noastră. 1, 2, 3. Ce? Suntem așa bune. O să-ți dăm tricoul, Frogs. Fii mascota noastră, te rugăm. Te rugăm. Nu sunt un trădător. Sunt mascota echipei banii. 1, 2. E la fel de plictisitor ca majoritele banii. Fetelor, trebuie să-l convingem să fie mascota noastră. Să vedem ce fac majoritele banii și basketbaliștii. Sunt sigură că se ceartă. M-am săturat, nu mă mai urmăriți. Ați auzit? Nu mai are vocea drăguță. Își arată adevărata față. Da, ghiciți ce? Dima îmi cumpără zilnic plăcinte. Chiar dacă sunt cu prune și nu-mi plac prunele, nu contează. Important e că le cumpără, e mișto. Mă iubește atât de mult, atât de mult. Păr verde, cât o să mai stai acolo? Să stai la baie jumătate de oră e prea mult. Fetelor, nu înțeleg, vorbește la telefon înăuntru. Stai, fetelor, am venit aici înaintea voastră. Eu mereu aștept după voi, deci așteptați și voi după mine. Deci el e mereu cu mine. Cu mine e mereu păr verde. Deci ies cu un fotbalist, să știți. De ce stați aici? Este coadă la toaletă? Da, acolo e păr verde. Stă deja de 30 de minute. Da, vorbește la telefon și nu o putem da afară. Mă vom scoate. Păr verde. Da, și eu zic asta. Nu o să ies, nu mai bateți. Da, serios. Poți sta acolo în timp ce fotbalistul din mai cumpără înghețat unei majorete Frogs. Poți rămâne acolo. Cum adică îi cumpără înghețată unei majorete Frogs? Dima? În sfârșit. Nu eram la coadă. Scotălește-te. Nu. Cât timp vei sta acolo? Păi vorbește. Iar nu înțeleg. Fie sunteți amândouă îndrăgostite de mascotă, fie bilețele sunt false. Smiley, ascultă, nu știu, dar eu n-am lăsat bilețelul pentru Lealea și ea nu mă crede. Bine, Diana, tu îmi spune-mi, îți place de mascotă? Da, Smiley, îmi place de el, dar doar pentru că e mascotă și e chiar mișto și ne susține echipa. Max, îți spun, bilețelul e de la Diana. De ce ar minți Diana? Păi da, n-are niciun sens. Lealea, îți place de mascotă? Max, îmi place că avem o mascotă în echipă atâta tot. Nu înțeleg, dacă nu-ți place de mascotă, de unde au apărut bilețelele astea? Adică... Nu știu, dar știu sigur că bilețelul are scrisul Dianei pe el. Sper ca băieții să le împace. Da, dar mă întreb cine a scris bilețelele dacă ele nu au făcut-o. Și că nu l-a scris Diana, altfel i-ar fi zis direct Lealea adevărul. Așa e. Mascota asta face doar probleme. Ai, nu te băga, te rog, nu e vina mascotei. E vina lui Smiley, el v-a recomandat o mascotă. Nu e vina mascotei, ne face mult mai puternice. Da, Brovațchi, suntem o echipă adevărată și avem o mascotă și ne place mult. Nastia, ce, și tu ești la fel? Ice, îmi place mascota, dar numai mascota, nu și băiatul. Băieți, când veți înțelege? Nu știu, oricum, n-am încredere în mascota, dacă mă înțelegeți. Da, înțelegem, să mergem, nu suntem majorete, trebuie să fim mereu împreună, nu să ne certăm. Lealea, hai să ne împăcăm. Nu, Diana, nu mă împac cu tine. Lealea, vorbești serios, nu eu ți-am scris biletul pe bune. Da, Diana, vorbesc serios. Ai flirtat cu mascota și mi-ai scris biletul. Da. Leala, nu ea ți-a scris biletul. Diana mă iubește pe mine. Fetelor, de ce nu vă împăcați și gata? Nu mă împac cu Diana până nu recunoaște că ea a scris bilețelul. Ea e evident că e scrisul ei. Da, e al ei. Leala, nu am scris eu bilețelul. Ok, dacă e așa, atunci și biletul are scrisul tău. Acum să uităm de cearta asta, te rog mult, te rog. Diana, e mai ușor să imiți scrisul meu decât al tău.
Lele, vorbești serios? Da, vorbesc serios. Tătălor, calmați-vă, împăcați-vă. Știi ceva, Leala? Dacă nu mă crezi, atunci și tu ai scris acest bilețel pentru mine. Nu ți-am scris eu biletul, Diana. Leala, de ce ești așa rea? Sunt rea? Știi că mascota mereu o îmbrățișează pe Diana la antrenamente? O îmbrățișează? Cum adică mereu? M-am îmbrățișat odată. De ce n-ar face-o dacă sunt capitanul echipei? Pe cine să îmbrățișeze? Pe tine? Bine, am înțeles. Ar trebui să vorbim cu mascota. Fetelor, unde e mascota? Ar trebui să fie în sala de antrenamente. Bine, acum vom merge în sala de antrenamente și vom ruga mascota să ne spună cum a îmbrățișat-o pe Diana. Poate se iubesc. Da, să mergem. Și eu vreau să aud asta. Ce durează așa mult? Auziți, nu se împacă, nu se ceartă. Ascultați, fetelor, știu că nu trebuie să mă pac, nu sunt sportiv, dar știu niște detalii. Da. Ce bă știi tu aici în cafenea? Cât de mult zahăr se pune în latte? Bravați, taci! Aici ce detalii știi? Păi, Frox, au venit aici des și am auzit câte ceva. Ce ai auzit? Spune-ne! Am auzit că Frox sunt foarte geloase pe mascota voastră și cred că vor să o ia în echipa lor. Poate de asta au decis să vă facă să vă certați, probabil, nu știu exact. Da, da, Ice, mai dă-ne detalii. Ce au mai spus? Am auzit că au o listă de majorete cool și primul punct a fost să scape de voi, al doilea să ia mascota și apoi să găsească iubiți cool. Ce blană nu mișto au! I see. Și cred că toată povestea e din cauza lor. De ce nu ne-ai zis mai devreme? Să mergem, știu cum să le facem să se împace. Bine, data viitoare o să vă zic imediat ce le aud pe Frox vorbind. Mascotă, spune-le că nu suntem împreună, mascotă? Oh, mascota a fugit. A lăsat doar costumul. Și-a dat costumul jos, acum îl putem vedea. Unde e? Cred că ne-a auzit certându-ne și a plecat. Ce bine că a plecat, fără mascotă, fără ceartă. Leala, ești ok? Ce se întâmplă cu tine? Nu înțelegi că fără mascotă echipa noastră va fi din nou slabă? Fetelor, trebuie să vă împăcați acum. Am aflat totul. Hai să le auzim pe Frox vorbind. Ce? Ce a auzit? Păi Ice a zis totul. A auzit cum Frogs făcea planul ca să ia mascota în echipa lor și să scape de noi majoretele banii. Ele v-au făcut să vă certați. Și au reușit. M-am certat cu Leala și mascota noastră a plecat. Da. Poftim? Da, doar costumul a rămas. Stai, Diana, cred că ai numărul lui. Diana și mascota deja au făcut schimb de numere. Nu, Smiley, n-am făcut schimb. Eu am numărul lui, dar el nu-l are pe al meu, da. Deci Frogs au făcut-o, nu? Diana, iartă-mă. Serios, Leala, abia acum ai înțeles? Da, scrisul ăla arăta fix ca scrisul tău. Cool, Leala. Fetelor, nu vă mai îmbrățișați. Diana, sună mascota și spune-i să vină înapoi. Îl sun acum. Oh, știu cum a făcut-o. Nu v-au copiat scrisul, doar au tăiat literele voastre și le-au lipit. Smiley, calmează-te, te rog. Fetelor, mascota mi-a dat ocupat. Nu știu ce să facem. Să-l sunăm cu număr necunoscut, poate așa va răspunde. Fă-o, Diana. Dragilor, am rămas fără mascota noastră, dar trebuie să facem un plan ca să o aducem înapoi. Dați like, abonați-vă la canal și așteptați noile episoade mișto. Pa, pa, tuturor! Au lipit literele, știu eu. Da. Dați like, abonați-vă, apăsați clopoțelul, am plecat. Îl sun acum. Oh, știu unde s-a dus. A rămas fără costum, nu mai avea haine, deci s-a îmbrăcat în majoretă și a fugit.